Bună seara! Sunt bombardamente intense ale Israelului în Gaza după ce premierul Netanyahu a anunțat că războiul a intrat în faza a doua. Planurile cabinetului de război sunt ținute în continuare la mare secret, însă atacurile aeriene, terestre și maritime dezvăluie că Israelul nu este dispus să renunțe la scopul declarat de a lichida Hamas, în ciuda numărului mare de victime în Gaza, număr confirmat de agenția ONU. Imaginile din zonele bombardate de IDF agită și mai mult lumea arabă și musulmană, care acuză Israel de crimă. În această seară aflăm în direct de la purtătorul de cuvânt al guvernului izraelian cum răspunde premierul Netanyahu acestor acuzații și ce se întâmplă cu cei 230 de ostatici ținuți captivi de Hamas din 7 octombrie. Vorbim și despre conflictul dintre Benjamin Netanyahu și liderii armatei și ai serviciilor speciale și vă arătăm cine îi cere premierului Netanyahu să demisioneze de urgență. Este vorba despre un personaj foarte influent. Doamne și domnilor, în această seară, invitați la briefing sunt domnul David Maxim, fost luptător în trupele speciale izraeliene, domnul general Dan Grecu și domnul Cătălin Gomboș, este jurnalist specializat în Orientul Mijlociu și corespondent de război în zonă. Mulțumesc foarte mult, domnilor! Începem discuția din această seară cu domnul Eilon Levy, este purtător de cuvânt al guvernului izraelian. Mr. Levy, good evening. Thank you for joining us tonight. Good evening. Prime Minister Netanyahu spoke yesterday about Israel entering the second phase of the war. Asta înseamnă că mult așteptata ofensivă terestră în Gaza a început. Trupele terestre ale Israelului sunt în interiorul Gazei. Suntem în a doua etapă a campaniei noastre de a distruge Hamas după masacrul din 7 octombrie. Au trecut 3 săptămâni de când trupele morții Hamas au intrat în Israel și au torturat și ucis civili. A fost cel mai grav atac terorist din istoria omenirii după 9 septembrie și este datoria noastră să trecem granița și să mergem după toți membrii Hamas teroriști din Gaza, după toate tunelurile lor, după toți soldații lor, după toți comandanții lor, după această organizație a răului care a organizat masacrul din 7 decembrie. Vom merge mai departe până la victorie. The jihadi enclave next to Israel. I would like to ask you something. Pentru că ați vorbit despre enclava de lângă Israel, Statele Unite și Israel au cerut atenție în primirea informațiilor legate de decesele din Gaza. Autoritățile din Gaza, autoritățile Hamas vorbesc despre 7700 de decese în Gaza. De asemenea, și cei de la ONU vorbesc despre un număr mare de victime înregistrate ca urmare a bombardamentelor forțelor armate izraeliene. Are Israelul propria evaluare? În primul rând, scenele, suferința umanitară din Gaza provocată de declararea războiului de către Hamas este dureroasă pentru noi. Nu asta ne dorim, nu la asta ne așteptăm. Este un război în care am fost atrași de Hamas. Noi luptăm să ne apărăm oamenii. Aveți dreptate. Atunci când media internațională vorbesc despre oficiali Hamas, practic citează Hamas, citează organizația teroristă care în urmă cu 3 săptămâni a invadat Israelul, a provocat o serie de masacre, așa cum face o organizație teroristă. Este un grup terorist care este într-un război psihologic și psihologic împotriva Israelului și care pune în mișcare o propagandă împotriva Israelului. În urmă cu doar o săptămână, Israelul a fost vizat de o poveste legată de atacarea unui spital și a doua zi s-a dovedit că a fost vorba despre o rachetă a jihadului islamic care a fost trasă greșit. Întreaga media internațională știe că acum Hamas este responsabilă pentru aceste victime și ne așteptăm ca toată lumea să trateze cu mare atenție minciunile pe care Hamas le transmite în media internațională. Noi nu atacăm civili, facem tot ce este posibil, tot ce ne stă în putință ca civilii să
nu fie vizați, le cerem să se mute către sud din calea luptelor. Din păcate, Hamas și-a construit tuneluri sub case, sub spitale. Este o crimă de război. Noi încercăm să dăm oamenii civili din Gaza din calea războiului, iar Hamas încearcă să îi țină în calea războiului. Sunt o victorie a propagandei oamenii morți. Hamas își dorește să vadă doar foarte mulți oameni morți. But do you have an estimate about the numbers? Aveți o estimare a numerelor, a deceselor înregistrate în Gaza? Nu avem cifre. Dar suntem, ne îndoim în legătură cu cifrele, punem sub semnul întrebării cifrele avansate de Hamas. Forțele armate israeliene au cerut în nenumărate rânduri populației din nordul Gazei să se mute în sudul Gazei. Deja avem un milion de oameni care și-au părăsit casele. Ce se va întâmpla cu toți acești oameni la finalul războiului după ce Hamas va fi distrus? După ce Hamas va fi distrus, iar războiul se va încheia, va fi nevoie de un război internațional, de un efort internațional pentru refacerea Gazei. Știți că numai în ultimele 3 săptămâni am avut 8.000 de rachete trase dinspre Gaza către Israel. Oamenii s-au ascuns. Israel a descoperit că Hamas a scos din pământ țevile de apă pentru a face rachete. Gaza va trebui reconstruită după război. Trebuie să ne asigurăm că betonul va ajunge în casele oamenilor și nu în tunelurile Hamas, că țevile de apă vor merge în infrastructură și nu pentru a fi construite rachete. Trebuie să vedem, să nu mai trăim într-o lume în care fâșia Gaza să fie folosită ca punct de tragere către civili. Hamas nu trebuie să mai fie lăsat să guverneze teritoriul fâșiei Gaza. Noi nu vom mai permite ca în fâșia Gaza să mai opereze o astfel de armată a terorii. Nu vă temeți că modul în care operațiunile armate se desfășoară în Gaza va atrage o intoleranță din partea... Cred că partenerii noștri arabi din regiune înțeleg ce amenințare este Hamas. Cred că înțeleg că Hamas este parte a unei acțiuni, a unei operațiuni regionale cu Hamas și alte organizații din Iran, cu regimul din Iran, care vor să ucidă toți evreii, care vor să distrugă statul Israel, care construiesc arme nucleare pentru a atinge acest scop al lor de a distruge Israelul. Ei știu că acea coaliție Iran cu Hamas, cu Hezbollah, cu alte organizații este cea mai mare amenințare la adresa păcii în regiunea noastră. Lăsați-mă să spun din nou clar în legătură cu sentimentul anti-israelian, trebuie să știe toată lumea că Israel luptă pentru ordine, pentru pace regională în regiune și în lume și că Iran este cel care încearcă să exporte sărăcie, război în regiune și trebuie să spunem cine este de partea dreptății aici. Aș vrea să vă întreb în legătură cu ostaticii. Vă temeți că acest război, cum ar putea această a doua fază a războiului să nu îi pună în mai mult pericol decât sunt deja? Și mă refer aici și la declarația ministrului de externe din Qatar, care a spus că ofensiva în Gaza complică discuțiile. Israelul este deosebit de îngrijorat în legătură cu situația celor 230 de ostatici, inclusiv copii, inclusiv bebeluși, copii cu vârsta sub 5 ani. Sunt ostatici acolo care sunt orfani, pentru că părinții lor au fost împușcați în fața lor. Sunt copii, copilași care sunt ținuți de oameni cu puști, cu fețele acoperite. Facem tot ce ne e în putință să-i aducem înapoi. Știu că nu vor fi aduși înapoi dacă stăm pe
margine și așteptăm ca Hamas să își dea seama că răpirea copiilor este un lucru rău. Intrăm acolo ca să ne aducem înapoi copiii furați, astfel încât Hamas să nu poată niciodată să ne mai fure copiii. Punem presiune pe Hamas și știu că Hamas a eliberat deja 4 ostatici ca urmare a presiunilor, ca urmare a presiunii armatei israeliene, ca urmare a presiunilor diplomatice internaționale. Facem apel la toți prietenii noștri din jurul lumii. Știm că premierul dumneavoastră a fost primul lider internațional care a venit la noi, ne-a vizitat și a exprimat solidaritatea. Facem apel la toată lumea să pună presiune pe Hamas să ne elibereze imediat și fără vreo altă condiție toți ostaticii. Nu este nicio scuză să ținem oameni nevinovați, bebeluși, copii, în tunelurile întunecate din fâșia Gaza. Este mai mult optimism acum în legătură cu eliberarea ostaticilor? Vom face tot ce ne stă în putință pentru a aduce înapoi ostaticii, pentru a aduce copiii înapoi, dar și pentru a distruge Hamas, astfel încât să nu-i mai poată reține vreodată. Știm că ne luptăm cu un inamic întunecat care a ucis familiile acestor oameni în cel mai crud și imaginabil mod, cu putință, torturându-i, mutilându-i. Știm cu ce avem de-a face. Sunt diavolul în persoană. Știm cu ce ne luptăm. Sunt un grup terorist mai rău ca ISIS. Cei mai buni ofițeri ai noștri sunt acum în fâșia Gaza și încearcă să ne salveze oamenii. Îi vor aduce pe cei care i-au răpit în fața justiției. Încă o întrebare. Premierul Netanyahu și-a cerut scuze după ce a lăsat de înțeles că serviciile secrete din Israel ar fi responsabile pentru că nu au prevăzut atacurile din 7 octombrie. Este o ruptură între premier pe de o parte și forțele armate și forțele de securitate din Israel. Premierul și forțele armate lucrează împreună în decizia de a lansa a doua fază a războiului. A fost o decizie luată cu vot în unanimitate în cabinetul de război. Premierul a fost foarte clar. Acele vorbe nu ar fi trebuit spuse și a cerut scuze. Mergem mai departe ca națiune pentru a înfrânge Hamas și pentru ca ei să nu mai poată face ce au făcut pe 7 noiembrie. Octombrie. Am ascultat pe purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, Cătălin Gomboș, încep discuția cu dumneavoastră. Din perspectiva Israelului, lucrurile sunt foarte clare. Hamas trebuie distrus. Am încercat să aflăm dacă există o estimare totuși a efectelor pe care le are această operațiune în Gaza. În speță, numărul de morți, peste 7700. Am văzut ultimele estimări de la autoritățile din Gaza, că ar fi 8000 de morți. Israelul spune că nu are încă o estimare corectă. Din perspectiva dumneavoastră, Israelul își va ține planul în continuare acela de a distruge Hamas, indiferent de consecințele care vor apărea inevitabil? Pare hotărât să facă acest lucru în clipa de față și este pe undeva logic, pentru că are și rolul de descurajare, dincolo de eliminarea unei amenințări care este Hamasul și o amenințare care s-a dovedit că poate să crească chiar și dacă ai senzația că poți să o aduci sub control, pentru că opinia majorității era că pericolul cel mare al Hamasului a trecut odată ce a fost închisă în Gaza. Să ne amintim anii 90, când a fost acel val de atentate sinucigașe care a zguduit Israelul. Explodau în orașele israeliene, în autobuze, în piețe, în magazine și așa mai departe. A fost un dezastru atunci care a dus până la urmă la construirea zidurilor în Cisjordania și în Gaza, nu doar în Gaza. Și de atunci amenințarea Hamasului, deși rămăsese, au fost câteva războaie, au fost frecvente aceste atacuri cu rachete, totuși era limitată. Se putea gestiona, dacă putem spune așa, inclusiv prin existența Iron Dome-ului, de exemplu, care limita mult pierderile Israelului. S-a dovedit acum că nu te poți juca cu astfel de organizație teroristă, pentru că mai devreme sau mai târziu găsește o metodă de a lansa atacuri
mai puternice, iar în cazul ăsta mai puternice decât oricând în istoria sa, după cum a observat și purtătorul de cuvânt al guvernului israelian, a fost al doilea cel mai puternic atac terorist din istorie după cele de la 11 septembrie. Deci este important pentru Israel să încerce să distrugă Hamasul. Nu știu dacă va și reuși acest lucru sau nu știu dacă în locul Hamasului nu va apărea o altă organizație poate mai radicală, dar există și un al doilea aspect, acela al descurajării, pentru că Hamasul a arătat acum că Israelul poate fi atacat, că Israelul poate suferi pierderi grele și de fiecare dată în istorie când Israelul a fost atacat, replica sa a fost de așa natură încât să încerce să descurajeze orice atacuri ulterioare, tocmai pentru că a apărut într-un mediu ostil, înconjurat de inamici. Că a făcut timp pace în timp cu o parte din acești inamici este altceva, dar cultura acolo este că este o țară înconjurată de inamici și atunci aceștia trebuie ținuți la distanță, la modul să nici nu îndrăznească să atace, cel puțin la scară amplă. Depinde însă foarte mult de rezistența pe care o va... Deci clar, Israelul este capabil să învingă Hamasul și să reocupe, dacă vrea, Gaza. Vorbim de una dintre cele mai puternice armate din lume și clar, de departe, cea mai puternică armată din Orientul Mijlociu. Dar rămâne de văzut ce pierderi va suferi Israelul, pentru că este și un public israelian în acest moment mobilizat în spatele armatei și al, nu știu în ce măsură este mobilizat și în spatele premierului Netanyahu, dar sunt hotărât să susțin acest efort de război, însă orice război are un nivel de susținere care poate să urce și să scadă în funcție de succesul forțelor din teren, de pierderile înregistrate, de durata acestui efort, după care este iar aspectul pierderilor pe care le suferă în teren tabăra palestiniană, în special, adică aici mă refer la civili, pentru că asta este urmărit cu foarte mare atenție în lume și comunitatea internațională poate să reacționeze. Am văzut că deja, dincolo de semnalele care erau de așteptat din partea statelor arabe și ale țărilor care au viziuni similare, deja sunt atenționări tot mai multe din partea statelor occidentale. Aveți grijă cu civilii, pentru că și aceste state occidentale sunt atente la propriile populații. Nu își poate permite niciun lider să se pună împotriva curentului care se poate forma într-o societate. Deocamdată nu avem nicăieri un curent majoritar în statele occidentale împotriva sprijinirii Israelului, dar nu știm ce o să fie peste o lună sau peste două. Domnule Maxim, am avut ieri declarații ale premierului Netanyahu, ministrului apărării, domnului Benny Gantz, care este de asemenea membru în cabinetul de război. V-au vorbit linii generale despre faptul că se intre în a doua fază a războiului. Astăzi, atacuri insistente, bombardamente insistente în Gaza și, bineînțeles, o nouă controversă plecată dinspre lumea arabă. Inițial o informație apărută pe canalele palestiniene, după care confirmat apoi de Al Jazeera, faptul că Israelul bombardează extrem, extrem de aproape de spitalul Al-Quds, după ce în prealabil a avertizat populația din zonă să plece. Doar că lângă spitalul Al-Quds, spune directorul spitalului, sunt 14.000 de persoane venite acolo să caute cumva adăpost. Ce poate face Israelul în această situație? Pentru că am avut dezastru de la spitalul Al-Ali, până la urmă Israelul a muncit din greu să arate că nu este vinovat pentru ce s-a întâmplat. Acum, repet, informația este că țintește extrem de aproape de spital. Da, nu văd cum ar putea să aibă de ales. În clipa în care vorbim despre o organizație teroristă care a ales să-și pună centrele nevralgice cât mai aproape de ținte civile, știind că asta le va apăra, din natura faptelor, alea sunt locurile în care vor fi lovite. Ei au știut asta, au plănuit asta. Să nu le lovești are un risc foarte mare. Și atunci loviturile astea sunt chirurgicale, sunt făcute în primul rând cu tehnică care răspunde acestei cerințe de a nu crea mai multă distrugere decât este nevoie, de a limita distrugerile și fiind și o armată foarte tehnologizată,
ei nu lovesc orb. Deci nu vorbim aici despre niște lovituri de tun trase peste două dealuri în care nu vezi unde o să cadă. Dar pot să garantez că dacă lovești țintit, nu-ți moare un număr mare de civili? Poți să filmezi zona înainte, să vezi cât sunt acolo, să vezi unde sunt, să alegi momentul cel mai potrivit de a lovi noaptea, în clipa în care nu e lume acolo. De, astea sunt lucruri care se întâmplă în fiecare zi. Dacă sunt civili acolo, nu lovești, pur și simplu. Câteodată n-ai de ales, asta este altceva. Dar faptul că masează scuturi umane deasupra obiectivelor Hamas, asta nu transformă obiectivele Hamas în de neatins. Există metode să fie atinse chiar și așa. Iar să nu uităm că cei care folosesc scuturi umane acolo e Hamas. Nu Israelul. Israelul încearcă să ocolească asta cât poate, din toate puterile. Israelul n-a declarat război Palestinei și nici populației civile. Faptul că se încearcă această interpretare de către țările arabe într-o retorică care prinde foarte bine în Orient, pe urechea orientală, da, este adevărat. De fiecare dată când o să se audă un boom, o să fie sute de mii de morți. Cunoaștem poveștile astea. Asta înseamnă că nu există un număr mare de morți în Gaza în acest moment? Nu știu moment? Cât de mare, pentru că dacă ne uităm la... Iarăși mă întorc la lovitura Jihadului Islamic în parcarea spitalului. Cifrele au fost astronomice în niște intervale de timp extrem de scurte. În 20 de minute erau deja 500 de morți numărați. Și iarăși informațiile astea vin de la Hamas, care n-are niciun interes nici să dea numere reale și nici să le țină. Păi, întrebarea pe care am pus-o și domnului Levi, cum facem să aflăm care e realitatea acolo? Foarte greu, doamnă, pentru că ca posibilitate de confirmare a acestor numere, aproape că nu e nimeni acolo care poate să confirme. Crucea Roșie este absolut limitată în posibilitatea ei de mișcare. UNRWA, reprezentanța ONU pe loc, este iarăși limitată și ea. Nu are nimeni acces la informații altele decât cele date de Hamas, nu arătate, ci date. Și atunci este foarte greu să ajungi la niște cifre exacte. Uitați-vă spre deosebire de asta, Israel în clipa în care spune o cifră, uitați-vă la încetineala cu care se ridică numărul celor răpiți. De ce? Pentru că până nu sunt absolut siguri, nu se emite un număr nou. Și de asta, de 3 săptămâni am ajuns la 230. A luat 3 săptămâni să se ajungă la 230. Atunci, vedeți că asta îți dă certitudinea că într-adevăr se fac niște investigații, într-adevăr există adevăr în spatele cifrei. Sunt cifre care au crescut din 2 în 2, nu din 200 în 200. Deci de asta spun, și știți ce, nu mă erigez nici în analist politic și nici în acest, pur și simplu un om de pe stradă, când mă uit la felul în care cresc cifrele și la cum se umflă, îmi pun niște întrebări. Nu pare așa. Toată această afirmație... E de datoria dumneavoastră să vă îndoiți, e de datoria noastră să încercăm să aflăm ce se întâmplă acolo. Absolut. De asta Israel are metode limitate de a număra victimele în Gaza. Nu are acces pe teren. În schimb, părerea mea este că odată cu intrarea terestră din ce în ce mai amplă, numărul victimelor colaterale va scădea. Pentru că în clipa în care începem să vorbim de luptă de contact, unde este de aproape, vezi cine e inamicul din fața ta, asta ajută să eviți victime colaterale, pentru că știi pe cine ai în față. Nu trebuie să iei în considerare o clădire de 4 etaje în care nu știi dacă Hamas o a băgat sau nu scuturi umane. Domnule general, vorbim despre o nouă fază, într-adevăr, este o fază în care un număr suplimentar de trupe, cel puțin din informațiile pe care le publică presa internațională și din ce a dat public IDF, un număr mai mare de trupe în Gaza, mai multe bombardamente aeriene, focuri de artilerie, se pare și că trupele care au intrat în Gaza de data aceasta nu au mai fost retrase, au rămas acolo pe teren. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă acea începere a acelei ofensive terestre de care vorbim încă după 7 octombrie? Bun, ca să nu avem nicio surpriză după, eu spun de la început că eu sunt pentru rezolvarea acestui conflict în beneficiu ambelor părți, nu neapărat acesta din Gaza, dar în general conflictul palestinian-israelian, pentru că ambele popoare au dreptul la o viață liniștită și pașnică, fără scene de genul celor din 7 octombrie sau celor ce vedem acum. Dar, la întrebarea dumneavoastră, așa cum a spus și purtătorul de cuvânt al guvernului israelian pe care l-ați intervievat mai devreme, Israelul este obligat
să reacționeze după ceea ce s-a întâmplat în 7 octombrie. Nu au dreptul să nu răspundă Hamasului și vor răspunde cu aceeași monedă indiscutabilă și vedem. Domnule general, revin imediat la dumneavoastră pentru că ne vin imagini și informații noi și anume faptul că musulmani din Republica Dagestan, în sud-vestul Rusiei, iau cu asalt aeroportul internațional din regiune cu scopul, citez, de a ucide izraelieni și evrei. Iar acest lucru durează de câteva ore în urma unor zvonuri potrivit cărora un avion izraelian se pregătea să aterizeze pe aeroport. De asemenea, susținătorii ai Hamas au luat cu asalt mai multe hoteluri și locuri publice din regiune în căutare de izraelieni. Este absolut incredibil faptul că această criză ajunge, de fapt, incredibil, după toată... Dacă asta nu e suficient, să știți că același lucru se întâmplă și în Cecenia. S-a întâmplat și în Cecenia în cursul zilei de astăzi, când luptători patrioți ceceni căutau aceleași persoane, adică nu pe aceleași persoane, ci a izraelieni. Bănuiesc că nu ca să joace un dans împreună, ci pentru a se răzbuna. Dar revenind la această fază a doua, după operațiunea care a durat aproape 3 săptămâni, de lovire a țintelor cu aviația de pe mare sau de pe uscat, deci pe obiective țintite, la acest moment înseamnă, din punctul meu de vedere, consider, și domnul David poate să mă contrazică, consider că IDF-ul deja are suficiente informații care să-i permită să meargă cu forțe, cu trupe, inclusiv cu acele trupe care azi noapte se pare, sau ieri noapte a fost atac, care nu s-au mai întors, care să se ducă la un punct de comandă, la o poziție de lansare, la o facilitate logistică a mișcării Hamas aflate în fâșia Gaza și, normal, să le distrugă. Eu mă aștept că această fază a doua, ca să-i spun așa, să dureze mult timp, pentru că în respect cu reducerea pierderilor colaterale, fiecare din această acțiune în parte trebuie să fie migălos planificată și migălos desfășurată, chiar cu precauție desfășurată, pentru a reduce aceste pierderi colaterale, cum se numesc ele, dar victimele civile, care despre asta vorbim, pentru că vedeți reacția societății internaționale, nu numai a lumii arabe și musulmane, dar și o parte a societății general, pentru că s-a discutat musulmani sau arabi. S-a discutat foarte mult despre folosirea civililor ca scut de către Hamas. E foarte relevant faptul că armata izraeliană publică noi imagini care să dovedească acest lucru, și anume faptul că cel mai mare spital din Gaza este folosit de Hamas pentru ca ascunziși. În imagine apar doi teroriști Hamas capturați după 7 octombrie, iar unul dintre ei recunoaște că tunelurile sunt localizate sub spitale, inclusiv sub sălile de operație. Să vedem. لا مثلا الشفا فيها طابق بودرون ممكن في البودرون عشان ايش؟ عشان انتو بتكسفهمش وبك عم بيقدروا ينقلوا؟ بيقدروا ينقلوا كل شيء شو زي ايش مثلا؟ عبوات سلاح اكل مواد طبية لهم عشان قلتلك عشان الشفا امينة بتنكسفش يعني امن لهم I just want to say again and again that regarding the lies and the allegation of the occupation regarding Al-Shifa Hospital, we want to say that Shifa Hospital is a hospital for treatment, for medical purposes, and it is not used for Hamas leaders or military leaders. It is just for the medical and for health treatment for our people in Gaza Strip. I think this is kind of excuses for the occupation in order to target the hospital and to make more massacres, more slaughters against our civilians in Gaza Strip. Și acum, Cătălin Gomboș, ajungem la două adevăruri de la două tabere diferite.
pe o parte Israel, de o parte reprezentanții palestinienilor și, bineînțeles, cei din Hamas, care firește că nu pot fi crezuți. Cum poți să faci, să reconciliezi cele două adevăruri? Pentru că foarte probabil lumea arabă va spune că prizonierii aceia Hamas au fost torturați, au fost obligați să dea aceste informații, nici măcar nu sunt reale. Bun, în primul rând, nu cred că ar trebui să ne mire foarte mult faptul că o grupare ca Hamasul folosește inclusiv spitale sau ar putea folosi spitale și școli pentru a se adăposti. Dincolo de natura teroristă a acestei grupări, care este indiscutabilă, vorbim totuși de ceea ce se numește un conflict asimetric. Hamasul nu are o armată convențională dotată cu armament modern capabilă să facă față Israelului. Și atunci recurg la tot felul de subterfugii de-astea. Încearcă să nu fie loviți, să-și găsească locuri în care să nu fie loviți, să se ascundă, să atace prin surprindere și după aia să fugă. De aceea și avem aceste tuneluri și aceste spitale. Deci este foarte plauzibil ca cel puțin o parte din locațiile respective să fie folosite și de Hamas. Asta însă nu scutește, pe de altă parte, nici Israelul de obligațiile internaționale pe care și le-a asumat. Israelul este o democrație, din câte știu, este semnatar al, asta domnul Maxim, al convențiilor de la Geneva. Este semnatar al convențiilor de la Geneva, da. Astfel încât, și asta este problema războaielor în general, războaielor împotriva terorismului. Dacă ești o societate democratică, nu poți să te comporți ca ei și să faci rabat de la o legislație internațională, chiar dacă ei este clar că nu o respectă. Și Hamasul cred că știe foarte bine acest lucru și de-aia se și insistă ca anumite obiective să nu fie evacuate. Scurtă pauză și revenim, domnul Stonor, cu informații despre scandalul pe care l-a provocat premierul Netanyahu atunci când a acuzat forțele de securitate că nu l-au informat despre atacul din 7 octombrie. Revenim imediat, o să vedeți cine îi cere demisia lui Netanyahu. Revenim. Hide, where rockets are stored, where Hamas headquarters are located. Beneath the streets of Gaza lies an underground city, a complex labyrinth of terrorist infrastructure. Over the last several years, Hamas has brought urban warfare underground, and terrorists are hiding around every corner. This tunnel network is how weapons move freely through Gaza. This tunnel network is where Hamas leaders plan and orchestrate attacks against Israel. This tunnel network is how Hamas force hospitals, mosques, schools, and millions of civilians to shield their militia of terror. Destroying Hamas means destroying this tunnel network. Este scandal la vârful Israelului în plin război, asta după ce premierul Netanyahu a lansat un atac public la adresa șefilor serviciilor de informații, acuzându-i că nu l-au avertizat niciodată că gruparea teroristă Hamas plănuia un atac de amploare pe 7 octombrie, ceea ce a provocat un scandal politic și o divizare în cadrul cabinetului său de război, potrivit Reuters. Afirmațiile postate de Netanyahu pe Twitter duminică după o conferință de presă au fost șterse în câteva ore și înlocuite de un mesaj în care Netanyahu prezenta scuze. Cu toate acestea, mesajul său a fost văzut de alți lideri ai Israelului care l-au atacat dur. Unul dintre ei este chiar Benny Gantz, fost ministru al apărării și rival politic al lui Netanyahu, actual membru în cabinetul de război, care a declarat că, citez, când suntem în război, leadership-ul trebuie să dea dovadă de responsabilitate, să decidă să facă ceea ce trebuie și să întărească forțele, astfel încât acestea să poată îndeplini ce le cerem. Domnule Maxim, ciudată atitudinea lui Benjamin Netanyahu, repet, după ce aseară în conferință de presă ne prezentase un mesaj de unitate, de hotărâre al întregului establishment politic și de securitate pentru continuarea operațiunii. Apoi o postare pe Twitter în care dă vina practic pe Shin Bet și pe Direcția de Informații Armate, în care spune nu mi s-a spus absolut nimic, șterge tweet-ul și acum își prezintă scuze. De ce această ieșire a domnului Netanyahu? Doamna Rusă, jocuri politice.
Numai că, exact. Acum nu e momentul. Și atitudinea posturilor de televiziune israeliene, a posturilor de radio și în primul rând al populației, este că nimeni nu se ocupă de așa ceva acum. Dacă sună interesant înspre exterior, înspre interior sună absolut derizoriu. Nimeni nu se ocupă de așa ceva, nu e momentul. Dar stai un pic, că nu e un mesaj pentru exterior, este un mesaj pentru interior. Acum, nu este luat în... Nu e momentul acum să ne ocupăm politic de ceea ce s-a întâmplat. Există un contract între conducerea Israelului și israelieni. Contractul ăsta spune clar, noi v-am pus acolo și voi ne apărați. Contractul ăsta a fost încălcat, ceea ce a dus la un atac asupra Israelului. Oamenii nu uită și nu închid ochii asupra acestei rupturi de contract. Acum, principala misiune este să ne apărăm. Ce se va întâmpla după aceea? Bineînțeles că se vor face toate analizele și fiecare lucru va ieși. Nu va rămâne piatră pe piatră necercetat în ceea ce s-a întâmplat de către comisii numite pentru așa ceva și din interiorul sistemelor de securitate, armată, Shin Bet, fiecare își va face controlul. Și vom ști ce s-a întâmplat. Asta este clar. Israelul nu e o țară care rămâne cu întrebări în aer sau rămâne cu semne de întrebare. Nu. Răspunsuri se vor primi. Acum, în schimb, lumea se concentrează foarte puternic pe ceea ce ne așteaptă, pe acțiunea din Gaza, pe aducerea ostatecilor înapoi acasă. Nu jocurile astea politice stau acum în prioritățile israeliene ale zilei de astăzi. Într-adevăr, politicienii încearcă să câștige poziții în aceste momente. Nu sunt binevenite. Sunt cunoscute cazuri ale politicienilor care au încercat să vină în spitale, să vorbească, să se fotografieze cu familiile celor care sunt răniți sau... Și au fost dați pur și simplu afară. Nimeni nu stă de asta acum. Nu e momentul acum. Și ar face bine să lase lucrurile politice deoparte și să se ocupe de ce trebuie. Astăzi, la 8:30, a fost un Consiliu de Război lărgit care s-a ținut, la care au fost prezenți toți membrii Cabinetului de Război. Nu ca săptămâna trecută în care unii au lipsit sau au venit mai târziu. Așa ceva e inacceptabil. Un Consiliu de Război se ține în plenul său pentru că se iau decizii acolo. Deci populația israeliană n-a primit deloc bine faptul că unii au venit mai târziu sau au participat doar pentru jumătate de oră la un Consiliu de Război. Așa ceva nu se face. Și astea sunt lucruri la care israelienii sunt foarte sensibili, mai ales astăzi când sunt cu nervii dezgoliți, adică atenția e foarte mare și se cere ca guvernul care deja a trădat, a rupt contractul ăsta, să ia măsurile care trebuie. Deci acum niciun israelian nu vrea să vadă jocuri politice la vârf în care unul dă vina pe celălalt. E clar, nu e momentul. Cine face jocuri de astea pierde. Pierde mult în imaginea publică, în ochii publicului și după război, că va veni și ziua de după război, va plăti politic. Și asta poate să fie din orice parte a... politic. Tocmai de asta e ciudat, domnule general, faptul că Netanyahu alege acest moment, moment absolut îngrozitor pentru Israel, să facă această decizie, cumva încercând să se scoată din toată povestea asta, să spună că n-a fost vinovat. Pe care este nevoit, pur și simplu, să retracteze și să prezinte Maxim, scuze. Domnul Maxim, care e mult mai bun cunoscător al realității, mă poate contrazice, dar în acest mandat, Netanyahu a pornit cu stângul. De la crearea guvernului, de la relațiile care s-au făcut, de la relațiile cu societatea israeliană, am văzut înainte de 7 octombrie câte manifestații antiguvernamentale au avut, și particular anti-Netanyahu, au avut loc în Israel. Deci această pasare a responsabilității vine cu un minus la adresa lui, niciun caz cu un plus, după cum nici criticile care se duc în aceste momente, din punct de vedere a ceea ce spunea și domnul Maxima, nevoi de răspuns unitar nu sunt binevenite. Dar eu cred că există, nu o ruptură, dar există mari frecușuri, să le spun românește, între conducerea politică și conducerea militară și cea a serviciilor secrete. Trebuie să amintim secrete. Și faptul că ministrul actual al apărării, Yoav Galant, a fost demis în urmă câteva luni de premierul Netanyahu, după ce Galant a criticat reforma legislativă pe care Netanyahu, a fost nevoit apoi să-l repună în funcție.
Vreau să vedem totuși ce se întâmplă în fâșia Gaza, pentru că situația este dramatică. Mii de oameni au spart în această dimineață depozitele cu provizii ONU. Iau cât de mult pot căra. În cutii și saci se găsesc alimente, grâu, făină, linte și alte bunuri de bază. Blocați în enclavă de peste 3 săptămâni, sub bombardamente, 2,5 milioane de oameni trăiesc în infern. Mulți locuiesc în corturi și ele supraaglomerate după ce și-au pierdut locuințele sau le-au părăsit, respectând apelul la evacuare al armatei izraeliene. Sunt imagini din fâșia Gaza. Cătălin Gomboș, este foarte greu să le spui arabilor, musulmanilor din țările respective că ceea ce văd nu e ceea ce văd. Pentru ei, imaginile acestea sunt semnul opresiunii Israelului, pentru că asta este formularea folosită, și atunci nu se întâmplă decât să crească falia care există deja de zeci de ani între Israel și lumea arabă. Da, este adevărat, însă eu imaginile astea le-aș vedea și într-o altă cheie. Arată faptul că Hamasul pierde parțial controlul în Gaza. Astfel de imagini în Gaza, unde nimeni nu se joacă cu Hamasul, pentru că sunt o organizație teroristă și o organizație care a condus dictatorial până la urmă Gaza, ar fi fost de neconceput în urmă cu câteva săptămâni. Iar faptul că acum nu a fost nimeni care să-i oprească pe acești oameni, înțelegem, bineînțeles, disperarea lor, este de înțeles că fac așa ceva, pentru că numărul de camioane, de exemplu, care au pătruns în Gaza este infim. Un procent de mic din cât ar fi nevoie zilnic. Am înțeles că ar trebui cam 100 de camioane zilnic și în unele zile au intrat câte 20-30. Deci clar este o criză umanitară majoră și disperarea oamenilor este de înțeles, dar pe de altă parte, în astfel de momente, rezervele care rămân exact alea trebuie gestionate de cineva care să le împartă în așa fel încât să ajungă la grupurile cele mai vulnerabile și trebuie să fie autoritate în zonă care să protejeze acele depozite puține câte au mai rămas. Vreau să le spun telespectatorilor că este în desfășurare o declarație, o conferință de presă a purtătorului de cuvânt al IDF, este contraamiralul Hagari, să-l ascultăm. ההתפנות דרומה היא לביטחונם האישי. היום אנחנו מדגישים, זוהי קריאה דחופה. דרומית לנחל עזה התקיימו התנאים שיאפשרו לכם תרופות, מזון ומים. תנו דרומה. A pierdut controlul în fâșia Gaza și că este individul responsabil pentru situația în care este acum fâșia Gaza. Este considerat un criminal și a demonstrat întregii lumi că Hamas este mai rău decât ISIS atunci când a comis masacrul teribil de pe 7 octombrie, când au răpit peste 200 de civili nevinovați, de la copii, de la bebeluși, la bătrâni, și i-au dus în fâșia Gaza. Îl vom fugări pe Sinwar până când îl vom prinde. În ultimele două săptămâni am cerut locuitorilor din nordul fâșiei Gaza și locuitorilor din Gaza City să meargă către sud temporar. Este pentru siguranța lor. Astăzi punem accent. Este un apel urgent. La sud de râul Gaza veți avea condiții care vă permite să aveți apă, medicamente și mâncare. Mergeți către sud. În nord au fost mai multe lansări de pe teritoriul Libanului către Israel. Armata israeliană a răspuns cu foc. Am atacat 3 celule teroriste.
care au făcut, care au lansat rachete către soldații israelieni. Vom continua să ucidem toți teroriștii care sunt în apropiere de frontieră. Nu le vom permite să intre pe teritoriul israelian. Astăzi au fost ceva lansări către Kiryat Shimona. Vom continua cu activitățile de asalt, dar și eforturile defensive în aer, la sol și de pe mare. Suntem foarte bine pregătiți în zona de nord. Orice atac, orice agresiune asupra noastră va primi o ripostă imediată. Pe frontul de acasă, comandamentul actualizează în mod constant recomandările. Șeful frontului de acasă spun că este important să urmăm indicațiile, pentru că aceste indicații salvăm vieți. Doar prin urmărirea acestor instrucțiuni va fi creată o rutină pe timp de război. Până acum am informat familiile a peste 300. Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, ultimele detalii despre operațiunile pe care le desfășoară IDF și un nou apel la populația din nordul Gazei să meargă în zone sigure. Domnul și domnilor, câteva minute de pauză, revenim cu un interviu în exclusivitate a negociatorului care discută cu Hamas. Atenție, sunt imagini și informații importante care vin din Israel. Vorbim și despre convorbirea pe care Joe Biden a avut-o cu lideri din Orientul Mijlociu în câteva minute. Noi apeluri ale forțelor armate israeliene către populația din nordul Gazei de a părăsi zona. Asta în condițiile în care premierul Netanyahu a anunțat aseară că vorbim despre o a doua fază a războiului. Doamne și domnilor, sunt informații care vin din Orientul Mijlociu. Israelul a acuzat de către surse palestiniene de faptul că bombardează spitalul Al-Quds din Gaza. Lângă spital s-ar afla 14.000 de civili refugiați. De asemenea, vorbim și despre faptul că președintele american Joe Biden a discutat cu liderii din Orientul Mijlociu. Vom afla în curând de la Casa Albă care a fost conținutul acestor discuții și vom vedea imediat ce se întâmplă cu cei 230 de ostatici, de captivi ținuți de Hamas din 7 octombrie. Vom avea un interviu în exclusivitate cu omul care negociază, a negociat și negociază cu Hamas și vom vedea cine este cel care îi cere lui Netanyahu să plece urgent, de grabă. Este vorba despre un personaj foarte, foarte influent în Israel. Despre toate acestea, împreună cu invitații din această seară, au rămas alături de mine domnul David Maxim, fost luptător în trupele speciale, domn general Dan Grecu, domnul Cătălin Gomboș, vă spuneam, jurnalist specializat în Orientul Mijlociu și corespondent de război, și corespondentul nostru de război, Cristina Celeacu, este și realizatorul emisiunii Pașaport Diplomatic. Mulțumesc foarte mult! Doamne și domnilor, Digi24 a reușit să intre în culisele negocierilor dintre Israel și teroriștii Hamas. Jurnalistul nostru, Alexandra Dinu, a stat de vorbă cu expertul care conduce discuțiile pentru eliberarea ostaticilor din fâșia Gaza. Acesta spune că Hamas va mai elibera din cei ținuți captivi pentru a întârzia ofensiva în forța Israelului, iar cheia eliberării celor peste 220 de oameni este la Qatar. Să vedem! If Israel and Hamas would talk to each other directly, that would be the best, but neither side is willing to talk to the other. I do that, but at an official level, they're not willing to do that. Did you talk to Hamas about these hostages, the 200, over 200? That's what I've been talking about since October 7th, emphasizing that they need to release the women, the children, the elderly, the sick, and the wounded. What do they say? At the beginning, they said, we're going to free all of our prisoners in Israeli prisons, 7,000. It's probably more than that today, because Israel has arrested a lot in the last 2 weeks. And they said, we're on the road to victory. Lately, after the thousands and thousands of bombs that have fell on Gaza, they're looking for a solution. They want a ceasefire, and they're willing to release the civilian hostages.
But they're also very difficult negotiators because they say one thing and then they add to it. They added the fuel. Yesterday, someone, one of the Hamas leaders said to me, first we need a ceasefire, then we'll talk about the hostages. And I told him that's not a deal. The deal is hostages, civilian hostages, for a ceasefire. Not give you a ceasefire and then you'll talk about the hostages. That's not going to happen. So the pressure is on right now. I've been expressing in the international and local media that the Americans need to pressure Qatar very strongly because they have one of the keys. How did the authorities manage to release the four people and what they can do for the others? First of all, Israel had nothing to do with the release of the four women who released. It was done completely by outsiders, by Qatar, the first two women, through the political leadership of Hamas sitting in Doha in Qatar. And the second two women were released through Egyptian efforts directly with Ezzedine al-Qassam, the military wing of Hamas. The first two women were American Israelis. They're from Chicago. They live in the United States. And it was the result of the direct involvement of President Biden and Secretary Blinken, who even gave their names to Hamas as people that they wanted to see released. The second two women, I believe, was a response from the Egyptians in competition with Qatar that we can do it better. We released two women who are Israeli citizens, have no second passport, and we did it with the military wing of Hamas. So this was not the Hamas that we knew before. They turned into ISIS, and they took prisoners, hostages, against their own beliefs. It says in the Quran that you don't kill a woman, a child, an elderly person, you don't hold them hostage. And their hostages, I assume, are there, not in one place. The hostages are probably spread out. There are, according to reports, over 100 kilometers of tunnels underneath Gaza, so there's a lot of place to hide them. Hamas wants fuel now to be brought into Gaza, but they don't really want the fuel for the hospitals. They need fuel to pump the generators that pump air into the tunnels, because if they don't have air in the tunnels, they'll all die in the tunnels. Israel is refusing to have fuel brought into Gaza, and this is part of the tactics of also forcing them out of the tunnels. Gershon Baskin este cel care a negociat eliberarea militarului Gilad Shalit. Este un expert în negociere. Aș vrea, domnul Ștornos, să vă amintesc și informația momentului, faptul că o mulțime furioasă a luat cu asalt aeroportul internațional din Dagestan. Scopul lor este, citez, de a ucide evrei și izraelieni. În acest moment, trupele Gărzii Naționale Ruse au stabilit un perimetru și au început să blocheze comunicațiile în jurul aeroportului, declarând că sunt pregătite să ia cu asalt aeroportul dacă oficialii din Dagestan, care în aceste momente vorbesc cu mulțimea, nu reușesc să țină situația sub control. Cristina Ciolacu, este absolut uluitor viteza cu care se propagă acest conflict în zone din lume care teoretic n-ar trebui să fie afectate de ce se întâmplă acolo. Vorbim despre Dagestan, într-adevăr, cu o comunitate musulmană semnificativă. Despre asta este vorba. S-a amestecat practic religia în acest război care nu are nicio legătură cu religia și de aceea vedem ceea ce vedem și în momentele de față pe ecran în Dagestan. Bineînțeles, am văzut și protestele din toată lumea arabă, din Europa, arabi care susțin cauza palestiniană, dar acele proteste nu au legătură cu religia, să ne înțelegem. Nu se pune problema în Israel să fii musulman și să ai vreo problemă. De multe ori când transmiteam pentru Digi24 din Israel, se auzea cântarea la chemarea la rugăciune, chiar în timpul transmisiilor. Deci lumea poate să meargă la moschee, singurul loc unde este mai limitat accesul, mai ales pentru persoanele sub 60 de ani, este moscheea Al-Aqsa, pentru că știm foarte bine, este al treilea cel mai sfânt loc din Islam și ca atare acolo pot să apară oricând confruntări și ca măsură de precauție trupele izraeliene preferă să lase la moschee, mai ales vinerea, când este ziua sfântă pentru Islam, ziua de rugăciune în principal, doar persoanele în vârstă. Deci cei care sunt sub 60 de ani efectiv nu au voie să intre acolo, în schimb se pot ruga la oricare alte moschei. Încă o dată, acest război doar Hamas îl amestecă cu religia.
El nu este un război religios. Cauza palestiniană are legătură cu teritoriul, cu ocupația israeliană, cu orice altceva, dar nu cu religia. Religia este adusă în discuție doar pentru că, desigur, vorbim despre moscheea Al-Aqsa, care este în același loc cu zidul plângerii, și de aici doar poate să apară partea religioasă. În rest, religia este adusă de teroriști în discuție. A adus-o chiar și președintele Erdogan, care ieri a vorbit despre un război între semilună și cruce. Despre, iudaismul nu folosește crucea, din câte știu eu. Președintele Erdogan are alegeri locale și ca atare e nevoie să mai inflameze puțin discuția, pentru că, din păcate, el își dorește foarte mult să fie un Kemal Atatürk. Nu i-a ieșit și pentru că nu i-a ieșit, face ce mai poate. Inflamează. Este ziua Turciei, chiar astăzi le urăz la mulți ani turcilor din toată lumea, pentru că merită. Au o țară cu totul și cu totul specială, este și membru NATO, dar aceste inflamări ale unei situații deja inflamate nu cred că folosește cuiva, mai ales păcii în mod deosebit, și să vedem amestecată religia cu, repet, o chestiune care nu are legătură cu religia, mie mi se pare că deja vom vedea tot mai mult manifestări cum sunt cele din Dagestan, cum de altfel și în Istanbul am văzut pe internet, cei drept, n-am apucat să le și verific, diferite afișe cu interzis evreilor. Nu cred că putem să ne întoarcem din nou la lumea în care să interzicem cuiva, indiferent de ce religie are, să nu aibă acces într-o anume țară sau într-un anume loc. Domnule Maxim, problema este că acest conflict nu are doar implicații în, cum să spun, în strict în această zonă Israel-Palestina. Sunt cetățenii izraelieni, evreii, devin din păcate o țintă. Aici avem o supărare a cetățenilor din Dagestan pe evrei, pur și simplu. Au auzit că urmează să aterizeze sau că a aterizat un avion izraelian și atunci s-au năpustit să spun ei omoare evrei. Cum poate, repet, cum poate Israelul să-și apere inclusiv cetățenii aflați în străinătate? Israelul poate face destul de puțin pentru cei aflați în străinătate. Există comunități locale care se ocupă de... se autoprotejează. Dar ceea ce deranjează este că dacă am schimbat numele, cuvântul evreu, din propozițiile pe care le-ați spus, cuvintele oricărei alte minorități bazate pe culoare, religie, sau orice altceva, ar fi fost inacceptabil în 2023. Ori în 2023, din punct de vedere al unora, este acceptabil să acuzi evreii, numindu-i că, pentru că sunt evrei. Punct. Nimeni nu cred că are pretenția că cei care ajungeau acum în Dagestan ar fi avut vreo influență în bombardamentele din Gaza. Dar atitudinea asta de a acuza evreii în masă, iarăși ne aduce aminte de începuturile Holocaustului. Nu ne place lucrul ăsta. Este urât. Acum, nu toată lumea are această atitudine și nici evreii nu mai sunt ce au fost. Și vreau să vă spun că există mișcări foarte vii între israelieni și evrei din multe țări, care încă din păcate sunt bazate pe autoprotejare, dar de cele mai multe ori încercăm să aducem aminte tuturor că nu Israelul a atacat Gaza, ci Hamas a atacat Israelul. Hai să ne aducem aminte de unde a plecat. Israelul n-a căutat scandalul ăsta. N-a căutat această problemă. În clipa în care Israelul s-a apărat, lucru confirmat de orice convenție internațională, și face ceea ce are dreptul să facă, este automat transformat în agresor. Nu, agresiunea a început din Hamas, de la Hamas. Agresiunea a început din Gaza. Nu doar că așteptările, știți foarte bine că așteptările față de Israel sunt legate de faptul că această țară, acest stat, este unul democratic. Este, dar nu este un stat care slab, nu este un stat de la care te poți aștepta să nu facă. Și vreau să spun că Israelul deja a dat dovadă de foarte multă, cum să spun, foarte multă stăpânire. Nu, s-a autostăpânit. Nu s-a lăsat purtat de vreun val de răzbunare, ci face o acțiune calculată, programată, gândită, cu un răspuns întârziat. Suntem în ziua, aproape în ziua 30 de când s-a întâmplat nenorocirea aceasta. Și totuși Israelul n-a avut o reacție
scăpată de sub control sau sub imperiul mâniei. Deci spuneți că aici nu e vorba despre o reacție emoțională, inclusiv la nivelul leadership-ului militar. Și ceea ce lumea trebuie să înțeleagă în toate țările lumii este că acum Israelul face ceea ce Statele Unite au făcut împotriva Daesh după 11 septembrie. Împiedică răspândirea unui val de agresiune fundamentalistă, radicalistă, în restul lumii. Pentru că Hamasul nu are numai legături în Gaza. Uitați-vă la ce se întâmplă în restul lumii, la manifestațiile care sunt, la scoaterea din context a acestui conflict și utilizarea lui ca monedă, ca presiune asupra altor state care n-au nimic de a face în această problemă. Domnule general, cred că vreau să spun că armata israeliană a actualizat numărul de ostatici în Gaza, este vorba despre 239 de persoane. Până ce astăzi, spus și David exact, mai devreme. Până astăzi se știa că 230 încă nu. 220, 222, 247, 226, acum aproape 240, pentru că datele sunt furnizate în momentul în care sunt certe. N-aș vrea să fiu întru totul de acord cu doamna Cileacu, sau sunt de acord în sensul că musulmanii poate să meargă la rugăciune, la moschee în Israel fără niciun fel de problemă, dar toate mișcările, toate această expansiune a războiului informațional în lumea musulmană și ecumenică sunt făcute prin purtătorii religioși, prin lideri religioși din zonele în care sunt, iar această aversiune adusă la ură până la dispariția Israelului și a evreilor este cultivată în special în rândul celor care s-au radicalizat, dar uitați-vă că dacă vorbim despre Iran, este cultivată la nivel de politică de stat. Adică să avem în vedere și acest lucru. Eu spun încă o dată, aici este vorba, nu este vorba despre populația palestiniană, care eu încă o dată spun că au dreptul la o viață liniștită și la o țară a lor și un teritoriu al lor. Aici este vorba despre aceste mișcări absolut teroriste. Degeaba ne spune nou Erdogan că ăștia sunt luptători pentru libertate. Nu. 7 octombrie demonstrează că sunt teroriști. Deci fără niciun fel de altă discuție. Aici nu are loc de interpretare. Faptul că aveți dreptate, că se răspândesc aceste informații cu ajutorul celor radicalizați și cu ajutorul imamilor, dar totuși acesta nu este un război religios, să ne înțelegem. Nu este un război religios, dar religia joacă un rol important. Nu este un război, numai Erdogan se bate. Bine, nici n-a zis el că se bate crucea cu semilună, a zis că vreți să se bată crucea cu semilună. Vreți să se bată, dar a pus cele două religii în opoziție. Erdogan își face meciul lui și probabil că până la urmă o să afle și americanii și europenii cu cine dialoguează de 20 de ani. Pentru că asta este dorința lui Erdogan și asta este un Putin pentru lumea, fost Imperiu Otoman, cum e Putin pentru fosta Uniune Sovietică. Și dacă îmi permiteți să intervin un pic aici, în completare la ce a zis Cristina, este absolut corectă ce a spus ea, că cel puțin din punct de vedere al Israelului nu este un război religios, dar extremiștii musulmani radicali îl văd ca pe un război religios. Este, din punctul lor de vedere, este un atac asupra unui teritoriu musulman și au obligația, dacă un teritoriu musulman este atacat, să îl asiste prin jihad. Ori să participe direct, ori să ofere sprijin. Iar asta nu este un concept nou. Asta s-a întâmplat ca să mobilizeze musulmanii în războiul sovietic din Afganistan. Asta s-a întâmplat și au fost apeluri lansate în moschei. În războiul din Irak, atunci când au intrat americanii, și cauza palestiniană, de asemenea, a fost folosită de aceste grupări extremiste, începând cu frații musulmani la sfârșitul anilor 40, tot pe această filieră religioasă. Inclusiv Hamasul este o organizație islamistă. Deci e ceea ce poartă ei, este un război, ei se văd ca mujahidin. Toate deci există din punctul de vedere al lor și așa s-ar putea explica, pentru că există și o oarecare obligație pentru musulmani să se solidarizeze cu ceilalți musulmani și așa putem explica și aceste scene pe care le vedem în Daghestan, deși acolo fiind
în teritoriul rusesc, și s-ar putea să fie și evrei extremiști tot la religie fac apel în momentul în care susțin cauza colonizarea în Cisjordania. În Cisjordania am văzut argumente de tipul ăsta religios în ambele părți. Cu siguranță mult mai pregnant în partea aceasta arabă, dar am constatat de-a lungul timpului că argumentul ăsta apare în momentul în care nu mai e alt argument. Deci în momentul în care ai epuizat toate argumentele raționale cu privire la acest conflict, se ajunge la religie. Allah a spus, ce să vezi, dreptul nostru este aici, în această zonă, pentru că de aici a plecat Mahomet. Dacă ne uităm la minoritatea extremiștilor israelieni, care sunt foarte bine ținuți sub control de serviciile interne și Shin Bet, credeți-mă că o unitate specială care se ocupă doar de israelieni cu viziuni radicalizate și sunt o infimă minoritate, ceea ce am auzit în discursul de ieri, vă spun asta ascultând-o cu urechea orientală, este foarte periculos, pentru că în clipa în care asta s-a spus, e în aer, e spusă deja. Nu mai contează discuțiile pe care... Vă referiți la discursul lui Erdogan? Erdogan, bineînțeles. Nu mai are importanță ce spunem noi aici și avem absolută dreptate și pe urechea occidentală am dovedit că nu e așa, nu contează. Elefantul are acum un nume. Și s-a pronunțat cuvântul jihad, s-a pronunțat războiul sfânt. În clipa în care s-a pronunțat, toată lumea este obligată să intre în acest val, cum spunea domnul Gomboș, dar și vreau să mai atrag atenția asupra unui aspect. Asta nu se va face doar în Turcia sau doar la Istanbul, ci în toată lumea. Deci eu vă garantez că vineri, în toate moscheile, imamii vor vorbi despre jihad. Okay? Deci și de aici puterea de răspândire a unui cuvânt spus acolo. Deci iarăși, vedeți dumneavoastră, noi discutăm pe un ton occidental despre asta, dar în urechea orientală s-a pronunțat cuvântul jihad, s-a pronunțat cuvântul care descrie lupta dreaptă a islamului de a cuceri lumea, pentru că este parte din Coran. Aici nu este o exagerare. Dar aș mai interveni un pic ca să nu se sperie totuși telespectatorii dumneavoastră. Chiar dacă sunt lansate aceste apeluri la jihad în moschei, nu toți musulmanii sau nici măcar o majoritate a musulmanilor vor răspunde la așa ceva, cum n-au răspuns nici la chemările statului islamic sau ale Al-Qaeda. Pericolul vine de la o minoritate. Când acest apel vine de la lideri politici, ce se întâmplă? Chiar și atunci, dar pericolul vine de la o minoritate capabilă să acționeze prin acțiuni de tip terorist, de exemplu. Minoritatea face probleme, nu majoritatea. Ați văzut conferința de presă a purtătorului de cuvânt al IDF, armata israeliană l-a numit pe șeful Hamas din fâșia Gaza drept primul pe lista de most wanted. Statul israelian îl consideră pe Yahya Sinwar drept principalul responsabil pentru ce se întâmplă în Gaza, iar purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a spus că aceeași părere o au și civilii din fâșia Gaza. Haideți să vedem. A pierdut controlul în fâșia Gaza și că este individul responsabil pentru situația în care este acum fâșia Gaza. Este considerat un criminal și a demonstrat întregii lumi că Hamas este mai rău decât ISIS atunci când a comis masacrul teribil de pe 7 octombrie, când au răpit peste 200 de civili nevinovați, de la copii, de la bebeluși, la bătrâni și i-au dus în fâșia Gaza. Îl vom fugări pe Sinwar până când îl vom prinde. Domnul general Grecu, până acum armata israeliană a țintit și a și reușit în multiple cazuri să îi elimine pe liderii ai Hamas, lideri importanți ai Hamas. Fiind vorba despre o structură de tip militar, cum este Hamas, cât de important este faptul că le sunt uciși liderii și lideri cu influență și cu rol important în structura de conducere? Pierderea comandantului totdeauna are efect asupra trupei. Asta este un lucru demonstrat. Deci e valabil și în cazul Hamasului și în cazul oricărei structuri. Al-Qaeda a fost activă până când l-au prins pe Osama Bin Laden, după care Al-Qaeda ca structură a început să devină, să-și piardă din influența. A apărut ISIS-ul, a fost uciși liderii ISIS-ului. Israelul ne-a demonstrat de-a lungul timpului că aceste MVT-uri, Most Valuable Target, sunt urmărite cu pas și punct cu ori de câte ori au avut loc atentate. Responsabili pentru aceste atentate au fost urmăriți și mai devreme sau mai târziu au fost
au fost prinși. Probabil că nu este singura persoană care este urmărită, pentru că nu putea unul singur să planifice toată această acțiune, dar bănuiesc că IDF-ul se concentrează special acum pe acești lideri militari, pentru că aceștia provoacă deranjul în raport cu armata israeliană. Aceștia conduc rețeaua de foc, aceștia sunt în punctele de contact și vreau, ați spus de câteva ori a apărut pe, în spate pe imagine acel spital din Gaza City despre care tot se discută. Nu numai israelienii spun, dar sunt foarte multe surse independente din afara IDF-ului și a Israelului care spun că acolo, deci informațiile converg spre ideea că acolo s-ar găsi centrul de comandă al Hamasului sub sau în foarte apropiată, foarte aproape de acestea, acest centru de comandă. Ori distrugerea unui astfel de centru de comandă este deosebit de importantă, fiindcă ei acolo nu discută ca noi cu telefonul, cu stația radio, cu probleme de genul ăsta. Este o discuție de aia, maxim pe fir, pe telefon, cu fir, ca în primul sau al doilea război mondial, la manivelă. Tocmai pentru a se evita surprinderea. Nu m-aș mira ca forțele israeliene, forțele de operații speciale, ca forțele israeliene să avanseze spre acel spital și să încerce neutralizarea a ceea ce se găsește acolo, personal, dar și infrastructură. Probabil că se va intra printr-o... În primul rând trebuie tăiat capul șarpelui, după cum bine știm, și probabil eu mă aștept în orice clipă ca o operațiune punctuală să lovească exact acolo și nu lovind spitalul, ci intrările se pot face prin tunele care au început au un capăt în tunel, în spital, dar celălalt capăt este undeva. Și probabil că de acolo se va intra, pentru că e un loc foarte important, este foarte sensibil din punct de vedere al imaginii și al riscului de a face victime colaterale, trebuie lucrat cu foarte multă atenție, dar este un punct care va trebui atins mai devreme sau mai târziu. Ori lupta asta de în tuneluri deja a început să se simtă. Numai ieri a fost cazul unui tunel care a fost atacat, din care n-au avut de ales și au ieșit 20 de luptători Hamas care au fost... Deci încep să iasă din tuneluri, pentru că se pare că lipsa de combustibil, lipsa de comunicare, faptul că tunelele au fost întrerupte, deja le pun o mare problemă și nu mai au unde să fugă și atunci încep să iasă spre suprafață. Ori exact intrarea asta dinspre nord, care împinge cât un pic, cât un pic, curățând terenul în fiecare zi, le pune presiune. Asta este presiunea despre care vorbea generalul purtător de cuvânt al IDF-ului. Asta este presiunea care îi face să iasă din ascunzători. Ei se pregătesc pentru tot felul de operații, pentru că ei trebuie să arate, luptătorii Hamas trebuie să arate că ei sunt vii și că au capacitate de, încă au capacitate de luptă. Altfel își pierd credibilitatea. Pierzându-și credibilitatea, ați văzut scenele din, cu depozitul de alimente. Cum spunea domnul Gomboș, așa ceva e inacceptabil la Hamas, să nu comande ei o asemenea operație. Dar asta îmi pune întrebarea imediat. Cum ai în Gaza depozite de alimente și populație înfometată, în punctul în care populația trebuie să se ducă și să deschidă depozitele acelea și să-și caute sunt alimentele. Depozitele ONU, nu sunt depozitele ONU. De ce nu le-au distribuit deja? Și populația înfometată caută alimentele până în punctul ăsta, dar Hamasul se încăpățânează să primească motorină. Asta e prioritatea lor acum. Pentru că ei trebuie să supraviețuiesc în tunel. Trebuie înțeles că tunelurile au nevoie de curent pentru ventilație, pentru lumină, pentru comunicație, pentru absolut orice lucru pe care ei îl fac înăuntru. Curentul pentru ei este esențial. Generatoarele fac gălăgie, se aud, sunt cunoscute, au amprentă termică, nu le convine să le folosească, dar n-au de ales, nu mai au variantă, atâta vreme cât Israelul a tăiat intrările de curent. Acum, unul dintre anecdote spune că dacă tai curentul unui spital în Gaza, două cartiere de jur împrejur pierd curentul, pentru că sunt oricum legați la rețeaua spitalului și de aceea întotdeauna presează pe faptul că spitalul are nevoie de curent, pentru că și ei se îmbranșează la exact aceeași rețea. Da, spitalul chiar are nevoie de curent, dar vreau să vă spun că ca organizație teroristă, nu ți se pare ceva normal să te legi cu echipament care slujește terorismul la rețeaua unui spital.
e inacceptabil din punct de vedere al unei armate bine, normale. Cristina, dar asta este o practică pentru orice, da, orice structură teroristă, să se ascundă în populație, exact, și dar să... Trebuie explicat că asta este o atitudine teroristă. Cristina, teoretic, acești teroriști Hamas n-au încotro decât să iasă la suprafață, nu mai au unde să se refugieze. Am văzut apelurile pe care Ismail Haniyeh le-a făcut din luxul locuinței sale din Qatar, și anume să reziste populația palestiniană cât mai mult. Își mai găsesc refugiu pe undeva acești teroriști în ipoteza în care scapă de operațiunea IDF? Mai e vreo țară dispusă să-i găzduiască? Să nu uităm că în zonă sunt mai multe țări care au organizații teroriste. Ideea este cum ajungi acolo, pentru că să ajungi acolo trebuie să treci prin Egipt, care nu își dorește nici măcar populația civilă pe teritoriul său, tocmai pentru că ar provoca o criză umanitară la ei în țară. Nu își doresc nici iordanienii, deși și acolo am văzut proteste, dar să facem bine diferența între cei care susțin cauza palestiniană și cei care susțin terorismul. Deci pe unde ajungi? Prin Israel, sub nicio formă, pentru că în mod categoric, dacă treci prin Israel, nu mai trăiești dacă ești terorist. Deci nu e vorba de cine ar putea să-i găzduiască, pentru că aici s-ar mai găsi opțiuni. Este vorba de cum anume vor mai reuși să scape cei din Hamas, care sunt în fâșia Gaza în momentul de față și care, dacă este să-i ascultăm pe izraelieni și îi cred că vor face asta, îi vor urmări până la ultimul om. Cât de bine se vor integra cei care vor reuși să scape în restul populației civile, pentru că și acolo e o problemă. Toată lumea vorbește despre de ce populația civilă din Gaza nu îi demască pe cei din Hamas, pentru că ar muri în secunda următoare. Nu este ca și cum populația civilă își permite să spună tu ești din Hamas și ca atare te dau pe mâna izraelienilor. Nu există așa ceva. Oamenii de acolo știu foarte bine acest lucru și ca atare preferă să tacă, tocmai pentru că doar asta e singura metodă să rămână în viață. Deci, organizațiile teroriste au mereu această metodă de a se reinventa și pentru că vorbea domnul general mai devreme de Al-Qaeda, într-adevăr, după ce l-au omorât pe Bin Laden, Al-Qaeda a avut câțiva ani de declin. Însă acum se reinventează în zona subsahariană, în Sahel. La fel și ISIS, teoretic e mort, practic însă funcționează atât în Siria, cât și din nou în țări africane. Deci teroriștii reușesc cumva să-și ducă mai departe lupta, chiar dacă nu cu aceleași persoane. Și toată această violență pe care o vedem în momentul de față, îndreptată și împotriva, din păcate, populației civile care este în Gaza, pentru că inevitabil când cade o bombă într-o zonă atât de dens populată, mor și civili, acest lucru nu va duce decât la o altă spirală a violenței, la o altă zonă în care oameni care practic nu aveau nicio treabă cu Hamas, riscăm să-i vedem la rândul lor înrolați într-o astfel de organizație sau dezvoltând o altfel de organizație dacă Hamas dispare. Și atunci, Cătălin, ajungem la ceea ce spuneai mai devreme, cum poate Israelul să împiedice renașterea terorismului de tip Hamas într-o altă organizație, sub o altă formă, într-o altă regiune a lumii. Până la altă regiune a lumii avem Cisjordania și Gaza, pentru că alea nu dispar și nu dispare nici problema de acolo. Și sunt două soluții, una care cu siguranță pe termen lung nu ar ține, dar a fost vehiculată în zona dreptei israeliene, în zona dreptei radicale, aș spune, chiar și domnul Maxim cred că ne poate ajuta aici mai mult, să fie preluată din nou administrația Cisjordaniei și Gaza, să fie abandonată procesul, nu neapărat procesul de pace, cât ideea existenței a două state, așa cum derivă din Oslo și cum practic s-a stabilit de la început.
și să fie cumva integrată în Israel populația palestiniană. Mă îndoiesc că palestinienii vor fi vreodată de acord cu acest lucru sau că problemele vor putea fi rezolvate astfel, așa că rămâne cea de-a doua soluție, să se revină la masa negocierilor și să se facă acest lucru de data asta cu ceva mai multă disponibilitate la compromis. Sunt câteva probleme, trei mari, care sunt aparent insurmontabile, de 30 de ani se vorbește despre ele, dar, după părerea mea, dacă nu se face nimic, se ajunge, conflictul se perpetuează și mai devreme sau mai târziu se poate ajunge inclusiv la situații de genul ăsta, la o amplificare a conflictului, plus că rămân non-stop tensiunile. Trebuie să ne amintim că riscurile în Israel, acum este Hamasul, este o forță cât de cât militară și știe foarte bine ce să facă, dar au fost atacuri comise cu cuțit, atacuri comise cu mașina, deci practic oricine acolo poate la un moment dat să devină un terorist. Domnul și domnilor, revenim imediat pentru că avem noi informații despre ceea ce se întâmplă în Daghestan. O să vedeți că lucrurile escaladează acolo. De asemenea, anunțuri importante făcute aici la Digi24 de către purtătorul de cuvânt al guvernului israelian. Noi imagini din Daghestan, doamnelor și domnilor, acolo radicalii au făcut filtrul la ieșirea din aeroport, verifică pașapoarte și caută cetățeni israelieni. Este o situație care îl îngrijorează pe premierul Netanyahu, potrivit unui comunicat, monitorizează cu atenție ce se întâmplă în Daghestan. Reamintesc faptul că aeroportul internațional a fost practic luat cu asalt. Sunt căutați cetățeni izraelieni și evrei. Este informația serii și Cristina Celeacu, îngrijorare pentru Benjamin Netanyahu. Vorbeam mai devreme despre faptul că Israelul nu are capacitatea de a putea să ducă siguranța, să putea să mențină siguranța propriilor cetățeni, dar și siguranța cetățenilor izraelieni din străinătate. Aici ține practic de statele respective. În cazul de față, Da, ar trebui autoritățile locale să ia măsuri, dar a mai fost o problemă în Daghestan și cu un hotel care la fel a fost luat cu asalt de mulțime să caute evrei și acolo poliția nu a intervenit. Deci este cumva ceva făcut cu acordul tacit al autorităților. Israelul nu are cum să apere cetățenii din toată lumea, cetățenii săi din toată lumea. Este valabil, cred că, în cazul fiecărui stat. Prin urmare, izraelienii au fost invitați, au fost sfătuiți de statul lor să se întoarcă acasă, sau știm bine că cel puțin din anumite state arabe și din Turcia s-au golit ambasadele, s-a retras personalul, toată lumea a plecat acasă. Ce se întâmplă în Daghestan este șocant, dar mie că o să vedem ceva de genul acesta în mai multe state musulmane, de aceea și avertismentele de călătorie, atât pentru evrei, pentru izraelieni, adică, cât și pentru cetățenii Statelor Unite. Și dacă este să mergem în această linie retorică, situația se inflamează foarte mult și nu cred că e bine să o inflamăm și noi la rândul nostru, pentru că până la urmă ajungem la ce începe să spună Erdogan, ce spunea ieri, să ne împărțim în musulmani, în creștini, în evrei, și nu cred că folosește cuiva. Ce facem? Ne omorâm reciproc? Și totuși am ajuns iarăși în punctul, domnule Maxim, în punctul în care sunt vânați practic oameni pentru vina de a aparține unei etnii, pentru vina de a aparține unei naționalități. În cazul de față, din nou, din păcate, Israelul. Nu vine să cred că vorbim despre asta în 2023. Deci, absolut ireal. Gândiți-vă că nu vorbim aici doar despre israelieni, pentru că avionul care trebuia să ajungă în Daghestan a fost returnat spre Israel. Aici s-a rezolvat problema ușor. Ce te faci cu țările unde ai evrei care locuiesc acolo? Să-i băgăm, poate mai bine să stea toți împreună într-un singur cartier, să-l chemăm ghetou, să ne aducem aminte de Varșovia? Iarăși lucrul ăsta mă duce spre trauma națională a Holocaustului. Așa a început.
Deci este inacceptabil în 2023 să fii ținta unor mase doar pentru că aparții unei etnii. Asta nu se poate întâmpla în lumea civilizată. Este rupt de realitatea în care noi trăim. Este foarte, foarte greu de acceptat ca evreu și ca israelian să accepte așa ceva. Nu, nu astăzi, nu, nu în lumea în care trăim. Ne întoarcem înapoi în Evul Mediu. Valorile occidentale nu mai au definiția de valoare. Deja începem să căutăm oameni pentru că aparțin unei religii. Trebuie să ne întoarcem în Evul Mediu, trebuie să ne întoarcem în anii 40, în 1940. Nu e așa departe de... Știți cum? Dacă aduc căutarea asta și o adun cu ceea ce au făcut scelerații în 7 octombrie și cu metodele pe care le-au folosit ei asupra civililor, iarăși folosim cuvinte care sunt acceptabile la televizor, civili, oameni nevinovați, i-au torturat în casele lor și acum caută evrei să-i omoare. Spuneți-mi cu ce diferă față de 1450 fugărirea evreilor din Spania? Sau cu ce diferă față de gonirea evreilor din, mai știu eu ce, alt colț al Poloniei sau al altei țări? E același lucru, începem, ne întoarcem mult înapoi. Nu e un lucru mic aici. Și, cu, încă o dată, ducând trauma națională, poveștile din familie, poveștile pe care noi le știm din familie, la noi lucrurile astea ne dau o sensibilitate aparte pe așa ceva. Încă o dată vă spun, puneți orice alt nume în locul evreului sau în locul israelianului. Sunt căutați acum, nu știu, spuneți dumneavoastră orice țară sau orice etnie, nimeni n-ar fi de acord. Cum să fie evrei? Da, cu siguranță că nici în lumea civilizată, nicăieri, nu să găsiți pe nimeni să fie de acord cu o asemenea atitudine, să vânezi pe cineva doar pentru vina de a fi evreu, doar pentru vina de a aparține statului Israel. S-a întâmplat la Paris acum 2 săptămâni un cuplu de bătrâni evrei care au fost, a căror casă i s-a dat foc pentru că erau evrei. Am văzut în Germania iarăși steaua lui David marcată pe pereți. Se vede, nu poți să închizi ochii. Acum, ceea ce mă liniștește și îmi dă curaj și mă face să mă uit înainte totuși cu încredere este faptul că nu toată lumea gândește așa, că etapa asta oamenii civilizați au depășit-o și unul dintre lucrurile care mă bucură e că sunt pe cât sunt de israelian, sunt la fel de român. Și mă bucur că sunt în România, unde lucrurile astea nu cred că mai pot fi repetate vreodată. Și apropo de asta, astăzi l-am cu mine pe Tal Haimi. Tal este Tal este un ostatic ținut de Hamas, răpit din casa lui de lângă soția sa, Ela, și cei doi copii, cel mai mare de 8 ani și cel mai mic de 4. Soția dânsului ajunge astăzi în România. Dânsul este și posesor de pașaport românesc, pentru că familia dânsului a fost unul dintre fondatorii kibuțului Nir Yitzhak și apartenența la românism, la România, s-a perpetuat. Vedeți dumneavoastră, faptul că soția lui vine în România astăzi și va avea întâlnire, am înțeles, și cu domnul premier, dă speranță. Dă speranță. Avem legături puternice între România și Israel. Și apreciez enorm mesajele pe care le primesc de la foarte mulți oameni, mulți pe care nu i-am cunoscut niciodată, care ne încurajează, ne dau, ne îmbărbătează, care ne arată că sunt de partea noastră, că susțin atât cât pot cauza acestor ostateci. Și nu e puțin lucru. Vreau să vă spun că și evreii din România și comunitatea israelienilor din România apreciază enorm atitudinea României față de acest subiect care e extrem de dureros pentru noi, fizic dureros, și să vezi sprijinul poporului român, ți se umple inima de bucurie și îți dă speranță că se poate spera spre ceva mult mai bun. E un adevăr. Poate nu găsesc cele mai bune cuvinte, dar mulțumesc frumos tuturor. Este un adevăr faptul că aici, în România, nu am văzut, slavă Domnului, niciun fel de manifestări antisemite, niciun fel de manifestări de sprijin pentru Hamas. Și, într-adevăr, și purtătorul de cuvânt al guvernului israelian aici, la Digi24, vorbea despre faptul că premierul a fost cel care, premierul român, primul lider politic,
ce a vizitat, a vizitat Israelul după atacul din 7 octombrie. Vorbim despre lucruri care îngrozesc o omenire întreagă, chiar în timp ce noi vorbim. Doamnelor și domnilor, sunt declarații importante făcute de către purtătorul de cuvânt al guvernului israelian. Aici, la Digi24, sunt anunțuri pe care le-a făcut în exclusivitate despre planurile de război pe care le are Israelul. Să vedem. Israeli ground troops are operating inside the Gaza Strip. We've moved into the second stage of our campaign to destroy Hamas. And we've decided that we as a country can no longer live with this jihadi enclave on our borders. So we're going to go after all of Hamas in the Gaza Strip. Every Hamas tunnel, every Hamas rocket launcher, every Hamas commander, every Hamas soldier. And we're going to continue until victory. That's the plan. We're not targeting civilians. We're doing everything we can to keep civilians out of harm's way. Hamas has embedded itself under their homes. It's built its tunnels under their schools. It's built its bunkers under their hospitals. That's a war crime. Hamas wants to see as much death as possible. We know that we're dealing with the devil incarnate. We know we're dealing with a terror group that is worse than ISIS. But some of our best soldiers, our best officers are inside the Gaza Strip right now. After Hamas is destroyed and the war is over, there will need to be a big international effort to rebuild the Gaza Strip and rebuild it in a way that doesn't allow terror groups to use it as a base for shooting rockets at Israel. Eilon Levy, purtător de cuvânt al guvernului israelian, într-un interviu aici la Digi24 în exclusivitate. Vă mulțumesc tuturor. Se termină aici briefing, doamnelor și domnilor. Începe însă imediat jurnalul orei 22 cu Adrian Bucuradi. Bună seara! Bună seara, Lili. Două lucruri îngrozesc o omenire întreagă chiar în timp ce noi doi vorbim. Un spital din Gaza cu 14.000 de refugiați în el, pe care israelienii vor să-l bombardeze, acum lovesc de câteva ore bune deja cu rachete în jurul acestui spital. Au israelienii informația că trupele Hamas și infrastructura lor se află sub acest spital. Și un alt lucru înfiorător, ai vorbit și tu despre el, avionul cu pasageri veniți din Tel Aviv e înconjurat în aceste momente pe aeroportul din Dagestan, Rusia, de sute de musulmani care e înfricoșător, sunt gata să ucidă. E mai mult decât o scenă de antisemitism, e o vânătoare de oameni. Acum, pe scena internațională, ONU denunță catastrofa umanitară din Gaza. Peste 8.000 de palestinieni uciși și, conform Organizației Internaționale Salvați Copiii și nu Hamasului, copiii reprezintă peste 40% dintre oamenii uciși de 3 săptămâni în Gaza. Mai sunt peste 1.000 de copii îngropați sub dărâmături, spune organizația. Avem mărturii în direct imediat din mijlocul conflictului, acum înapoi la tine. Mulțumim, Adi, te urmărim cu toții, domnilor și domnilor, rămâneți cu Digi24.